Bună! Astăzi vreau să vă vorbesc despre câteva produse pe care le-am primit spre testare. După cum puteți observa din titlu, sunt niște produse Himalaya. Eu nu am avut o interacțiune foarte mare cu acest brand. Mai mult am încercat medicamentele lor și pot să vă recomand cu mare drag Bonisan și Septilin dacă aveți copii mici, sau Liv sau Cistone dacă sunteți ca și mine femei și aveți probleme, fie că luați medicamente și aveți nevoie de Liv pentru a vă curăța ficatul sau de Cistone dacă aveți cistită. Dar în ultima perioadă am început să fiu foarte curioasă pentru produsele astea și în vară știți că am încercat gelul de curățare care mi-a plăcut foarte mult. Campania aceasta s-a adresat mai mult unei creme care e o cremă multifuncțională și foarte asemănătoare cu acele creme care sunt deja pe piață, albastre, ca să nu dau niciun nume, probabil le știți, clasicele creme multifuncționale. Însă Himalaya are o variantă, de fapt două variante de cremă multifuncțională care au și ingrediente ceva mai curate și mai naturale față de acelea pe care le știm cu toții și sunt niște creme consacrate. Și pe lângă acestea am primit multe alte produse despre care vă voi vorbi astăzi, însă voi începe cu aceste creme. Și prima dintre aceste creme despre care vreau să vorbesc este crema hidratantă pentru multe lucruri care se poate folosi ca și cremă hidratantă de zi, cu aloe vera și winter cherry. Are un miros foarte delicat și este o cremă foarte lejeră. Eu am preferat să o folosesc mai mult pe corp sau pe mâini, dar cel mai mult mi-a plăcut pe corp. Vin în variante din acestea micuțe sau în variante mai mari. Aceasta are 50 de ml și este o cremă foarte hidratantă, dar în același timp lejeră ca textură, cu miros foarte blând, care intră repede în piele și poate fi folosită așa cum vreți voi. Cremă foarte bună de avut lângă voi, nu știu, pe birou sau pe măsuța de toaletă, ori de câte ori vă simțiți mâinile uscate, coatele uscate, nu știu, zona ochilor și a pomeților uscată, cuticulele. Iar eu o văd foarte potrivită inclusiv pentru persoanele care au pielea grasă atât pe față cât și pe corp, pentru că este hidratantă, dar în același timp nu este grasă, nu lasă nicio peliculă uleioasă, ci se absorbe foarte repede în piele, lăsând în urmă un parfum delicat. În schimb, dacă aveți pielea ceva mai uscată, o să vă placă la nebunie cea care este ceva mai intensivă ca și cremă și este cu vitamina E, cu germen de grâu și cu migdale dulci. Aceasta, spre exemplu, dacă puteți observa, mai am foarte puțin în ea, am folosit-o intensiv pe perioada asta rece, pentru că este o cremă într-adevăr super hidratantă, extrem de apropiată de crema cu albastru, pe care cu toții o știm ca și cremă multifuncțională, dar este în același timp, nu știu, parcă mult mai blândă ca și parfum în primul rând și în același timp este și genul acela de cremă cu ingrediente ceva mai naturale față de varianta pe care cu toții o știm. Asta mi-a plăcut la nebunie ca și cremă de picioare și atât eu cât și soțul meu am folosit-o intens și a stat pe noptiera noastră și v-am zis, e o cremă care e foarte grasă, dar în același timp se absorbe și ea foarte repede în piele. Poate din nou fi folosită pe mâini, picioare, coate, pe tot corpul sau chiar și pe față, fără niciun fel de probleme. Și îmi place din nou că și aceasta se absorbe fără să lase nicio peliculă uleioasă, dar în același timp îmi simt pielea mult, mult mai hidratată față de varianta anterioară. Și mă bucur că există două variante, astfel încât să mulțumească pe oricine, fie că vrei o hidratare intensivă sau fie că vrei ceva mai blând și care să ofere hidratare, dar în același timp să fie lejeră. Și dintre mirosuri îmi place mult mai mult aceasta, care este Nourishing Skin Cream față de Intensive Moisturizing Cream. Cel mai mult m-a încântat dintre toate produsele această spumă de curățare. Așa cum v-am spus la începutul videoului, am folosit în trecut gelul de curățare de la Himalaya Herbals cu nim.
Și acela mi s-a părut foarte fain și chiar l-am recomandat, dar îmi place mult mai mult varianta spumă, pentru că deși am mai încercat spume în trecut, această spumă este o spumă care e cremoasă. Nu e o spumă care la 2 minute după ce ai pus-o în palmă se transformă într-un săpun așa care se flășcă, ci pur și simplu în momentul în care îl masezi în piele devine ceva cremos, care îți lasă tenul curat, însă în același timp nu îl strânge. Este, dacă vreți, varianta mai potrivită pentru cineva cu tenul mixt sau chiar și normal a gelului de curățare sub formă de gel. Din nou, are nim și turmeric și este fără săpun, un lucru foarte, foarte bun pentru curățarea tenului gras spre normal, fără paraben, SLS, SLS și falați. Și da, dacă ar fi să recomand ceva ca un, nu știu, must have de la acest brand, este acest gel de curățare, pentru că mi-a plăcut la nebunie. Un alt produs pe care eu l-am descoperit cu această ocazie și de care nu știam și pe care trebuie să vi-l recomand, este acest balsam de buze intensiv cu unt de cacao de la ei. Mi-a plăcut la nebunie și m-a lăsat impresionată. Este sub formă de baton din acesta, ca un ruj, și mi se pare foarte igienic, dar este într-adevăr un balsam foarte, foarte bun de buze și l-am văzut inclusiv la supermarketuri. Mai nou îmi sare în ochi, știind despre ce e vorba, îl găsesc și îl văd peste tot. Nu ezita să puneți mâna pe acest balsam, mai ales în această perioadă în care avem buzele uscate. Mi se pare extraordinar de bun și are și un preț foarte ok. Un alt produs de care am abuzat și care mi-a plăcut foarte, foarte mult, așa cum știți, sunt mare, mare amatoare de săruri de baie, este această sare de baie de la Family. Atunci când mi-a venit pachetelul, imediat am deschis-o și când am mirosit-o așa în tubuleț, am zis, oh, nu, e foarte intensă și este cu miros bărbătesc, nu o să-mi placă. Dar, spre surprinderea mea, în apă, nu miroase a, nu știu, a parfum bărbătesc, miroase a mare, a ocean. E un miros deosebit și are un parfum foarte intens. Are 600 de grame și chiar vă recomand și eu, după ce voi termina stocul de săruri de baie pe care le am la acest moment, voi încerca această sare de baie pe cont propriu și sper să mai existe și alte arome, pentru că e foarte, foarte tare. De asemenea, colorează apa și este o plăcere nu doar pentru mine, dar și pentru băiețelul meu, spre exemplu, care e mare, mare amator de săruri de baie, deoarece colorează apa. Și da, o recomand pentru că are un parfum foarte, foarte fain și nu trebuie să vă lăsați duși de prima impresie atunci când desfaceți această sare de baie, pentru că mirosurile atunci când inhalați direct sunt foarte, foarte puternice, pentru că e foarte intensă ca și parfum, dar în baie mirosul este deosebit și chiar mi-a plăcut la nebunie. Din nou m-am bucurat să descoper că au și ei măști de genul acesta la pliculeț. Așa cum știți dacă mă urmăriți, sunt mare, mare fan măști la pliculeț și asta pentru că nu mai îmi plac acele măști care stau în baie un an de zile desfăcute, pentru că din punctul meu de vedere nu mai au aceleași proprietăți după 4 luni, 5 sau poate 8, 10 luni de la deschidere. Și atunci am început să fiu mai degrabă adepta măștilor de genul acesta, chiar dacă din punct de vedere al prețului plătești mai mult pentru genul acesta de mască. Și vreau să vă spun că am descoperit un produs care îmi place foarte, foarte mult. Nu este genul de scrap pe care eu să-l folosesc zilnic, dar vreau să vă spun că l-am folosit și azi dimineață cu succes. În perioada asta mi se cojește fața și aveam pur și simplu bărbia super inestetică. Am încercat să folosesc diverse creme și oarecum pe moment se absorbea și lua din acele scămuțe, dar după 10 minute iar erau acolo. Ei bine, am folosit acest scrub care este un scrub foarte intens și gata, nu mai am acele pielițe inestetice.
având în vedere că este un scrub din acela super, super abraziv, nu e ceva ce aș vrea să am într-un tub mare și să folosesc, nu știu, o dată pe săptămână. Tocmai de aceea îmi convine foarte mult acest gen de pliculeț, însă în cazul în care vă place foarte mult acest produs, e din nou un avantaj faptul că îl găsiți și în tubuleț, să puteți să-l luați într-un mod economic și să-l folosiți mult mai des. Și asta este valabil și pentru celelalte măști. Și am primit un scrub cu nim pe care nu l-am încercat, dar sunt foarte curioasă să-l încerc și pe acesta. Și masca aceasta pe care am folosit-o și în trecut și care este o mască purificatoare, dar din nou are și ea niște particule ușor abrazive care și curăță în timp ce detoxifică corpul sau fața, mai exact, de toxine. Măscuțele astea, acum că am avut tenul gras, mi s-au potrivit perfect. Știu că în trecut, când aveam tenul mixt cu zone și porțiuni foarte mari de piele uscată în zona pomeților, nu mi-a plăcut pentru zona respectivă. Dar mi se par niște măști ok și pe care merită să le încercați măcar o dată în variantă din asta. Dacă nu vă plac, puteți să nu le recumpărați în variantă mare sau invers. Dacă vă plac, puteți să le luați în variantă mare și mi se pare foarte tare ideea asta că au și variante mai micuțe. De asemenea, am încercat aceste dischete care sunt niște dischete de bumbac bun, 100% bumbac, sunt foarte moi, 70 de bucăți. Și au inclusiv o parte exfoliantă, din păcate nu sunt cusute pe margine, dar nu sunt nici genul care să se destrame și sunt ok. Și un săpun, și n-am să vă arăt ambalajul, dar este săpunul cu migdale și dacă vreți să vedeți neapărat și ambalajul, îl puteți găsi pe Instagram. Mi-a plăcut și acel săpun și este momentan la baie, e un săpun clasic care curăță bine fără să usuce mâinile, cremos și parfumat delicat, astfel încât să nu fie ceva foarte, foarte puternic. Și de asemenea, mă bucur că mi s-a oferit ocazia să încerc o pastă de dinți de la ei, pentru că aceasta, Complete Care, este foarte deosebită ca și aromă. Este 100% vegetariană și nu este cu parabeni. În plus, are foarte multe ingrediente care ajută și sunt benefice. O să vă spun că după mai multe folosiri am fost foarte încântată de faptul că nu doar îmi lasă respirația plăcută, dar îmi curăță și dantura foarte bine. Are o culoare gri ca de argilă și da, e o pastă de dinți foarte ok, mai ales pentru acelea dintre voi care căutați variante ceva mai curate la ingrediente pentru dantura voastră și o recomand. Sper tare mult că și acest video v-a plăcut și v-a venit în ajutor. Dacă e așa, nu uitați să dați un like și un share și vă mai aștept, bineînțeles, la mine pe canal. Aștept de asemenea recomandările voastre în căsuța cu descrieri de produse Himalaya, ce ați încercat, ce vă place, ce nu vă place și rămâne să vorbim acolo mai mult. Vă pup și vă doresc o zi minunată! Pa!